Salutare, oameni buni! Eu sunt Dr. Mihail și astăzi vorbim despre ashwagandha pentru că am primit foarte multe întrebări, în special de la comunitatea de culturiști care mă întreabă dacă ashwagandha este bună la ceva și dacă este într-adevăr un supliment care funcționează sau nu. So, ashwagandha este un adaptogen. Adaptogen înseamnă substanță sau comportament care te ajută să te adaptezi la stres. Atenție, stresul nu este bun sau rău, contează cum te raportezi tu la stres și ce faci tu cu stresul acela, pentru că stresul te poate face mai bun și mai puternic sau te poate distruge și te poate face bolnav. Și există acest studiu pe care îl las aici, care este calitativ, este pe destul de puține persoane, dar datele sunt robuste și sunt cât se poate de clare. Acest studiu ne arată că ashwagandha este foarte capabilă să scadă nivelul de cortizol din sânge. Este un hormon al stresului care se secretă dimineața sau în general la stres și care ziua trebuie să scadă. În momentul în care tu ești stresat din vari motive, acest nivel de cortizol rămâne sus în sânge și asta te predispune la stres cronic. De fapt, un nivel mare de cortizol în sânge înseamnă stres cronic. Ceea ce face ashwagandha este să scadă acest nivel de cortizol și prin asta reduce anxietatea, te face să dormi mai bine și te face să ai în final, practic, acest nivel de cortizol mai mic în sânge. Doza recomandată e de maxim 500 de miligrame pe zi și recomandarea este, dacă vrei să iei această ashwagandha, să o iei doar la prânz sau seara, pentru că dimineața ai nevoie de acel cortizol sus. Deci dacă ești într-o situație stresantă, dacă ești anxios, dacă nu poți să dormi, poți încerca să iei ashwagandha maxim 500 de miligrame doar la prânz sau seara și nu mai mult de o lună. Dacă vrei un video mai pe larg despre adaptogeni, despre ashwagandha și ce poți să faci tu ca și comportament ca să-ți scazi și să-ți tolerezi stresul din viața ta, lasă un comentariu pe aici pe undeva în funcție de platformă, iar eu revin cu un video mare. Ciao!